Ministrul Justiției Alina Gorghiu dă asigurări că e o chestiune de zile până când fostul ministru al finanțelor Darius Vâlcov va fi adus în țară, unde însă nu-l așteaptă vești bune. Pe lângă condamnarea pe care trebuie să o ispășească, Vâlcov s-ar putea trezi cu un alt dosar de corupție redeschis. Procurorii anticorupție anunță că vor cere redeschiderea dosarului lui Darius Vâlcov, în care instanța a constatat că faptele s-au prescris, un dosar de care Vâlcov, fost ministru și fost primar al Slatinei, a scăpat în martie. În acest dosar, Darius Vâlcov a fost trimis în judecată în 2015 de procurorii parchetului Tribunalului Old pentru instigare la dare și luare de mită. Acesta a fost acuzat că în perioada noiembrie-decembrie 2012, în calitate de primar, i-a pretins unui om de afaceri aproximativ 10% din sumele încasate de o societate de la primăria Slatina, iar în perioada 21 ianuarie-13 iunie 2013 a primit în mai multe tranșe de la respectiva firmă peste 2,1 milioane de lei. Banii au fost pretinși pentru ca omul de afaceri care l-a și turnat pe Vâlcov să nu întâmpine probleme în derularea contractului și să primească banii la timp pentru lucrările efectuate, spuneau procurorii. În acest dosar a fost condamnat în iulie 2020 de Tribunalul Dolj la 6 ani și jumătate de închisoare. Între timp, Darius Vâlcov este așteptat să-și spășească o altă condamnare de 6 ani, iar potrivit ministrului Justiției Alina Gorghiu, este doar o chestiune de zile până când acesta va fi extradat din Italia. Avem un ofițer de legătură, un magistrat de legătură în Italia, care pe tot ce înseamnă cazuri active se va ocupa și ne va ține la curent. Indiferent de nume, indiferent că îl cheamă Vâlcov, Popescu sau Ionescu, persoanele condamnate care au ales temporar altă jurisdicție pentru executarea pedepsei, se întorc în România și execută pedeapsa în sistemul penitenciar românesc. Darius Vâlcov a fost condamnat definitiv de către Instanța Supremă la 6 ani de închisoare într-un dosar în care a fost trimis în judecată în mai 2015 și în care fusese condamnat în primă instanță la 8 ani de închisoare, însă condamnat în România. Vâlcov a fugit în străinătate. El nu a fost găsit de polițiștii care s-au deplasat la domiciliu pentru a pune în executare mandatul și a fost dat în urmărire internațională. Printre acuzațiile aduse la adresa sa se numără spălarea de bani, traficul de influență și efectuarea de tranzacții incompatibile cu funcția. Vâlcov a mai scăpat de condamnare în noiembrie 2021. Atunci, Curtea de Apel Craiova l-a achitat într-un dosar în care era acuzat de instigare la dare și luare de mită.